Am pus pe amândouă cringe-urile. Problema este că am foarte multe afide în acest vișin. Vedem dacă se observă. Deși l-am stropit de vreo 3 ori, dar văd că nu pot scăpa de aceste afide din cauza furnicilor. Insecticidul le omoară, dar după câteva zile furnicile aduc alte afide și încarcă pomul la loc cu acești dăunători. Ce se vede și o afidă că încearcă să urce în pom. Așa, acum cred că se observă mai bine. Și am pus hârtie, bandă de hârtie pe care am pus lipici rat gum. Se observă că sunt o grămadă de furnici în pom. Afidele sunt peste tot, nu o să mai stropesc acum că urmează să se coacă vișinele. Într-o săptămână ar trebui să fie coapte și nu vreau să le mănânc așa. Dar am zis să pun lipiciul ăsta, trebuia pus mai de mult, dar n-am avut timp și de fapt am avut timp, dar am luat cu alte chestii și am uitat. Se observă că de când am pus banda cu lipici, am stopat invazia furnicilor în pom, deci aici sus nu mai sunt furnici. Aici ai banda și pe aici ai plin de furnici care încearcă să urce în pom, dar nu mai au pe unde. Chiar și afidele care încearcă să urce se prind pe această bandă. Așa. Deci aici se vede că e curat pomul, aici jos plin de furnici care încearcă să urce în pom. Eu zic că este o soluție foarte eficientă pentru a opri atacurile de afide. Cum se observă, să vedem dacă se vede. Aici sunt multe, dar sunt moarte. Și mai am un cireș aici care și asta a fost, l-am stropit. Acum are afide în el, cred eu, dar nu-l mai stropesc că se coc cireșele cu uș. Uite aici una coaptă. O, am eu foarte multe cireșe în el, că e tânăr, pomul are numai 4 ani, cred, sau 5. Aici, sigurat, sunt afide care nu știu dacă sunt moarte, dar nemai având furnici care să le mute, cred eu că am stopat atacul de afide cu chestia asta. Se observă, ieri am pus banda, este plin de afide aici. Afide și alți dăunători, furnici și nu știu ce mai este pe aici. Cum ce să zic, fiecare procedează cum vrea. Dacă faci stropirile la timp, scap de dăunători, dar uitați aici, eu am și un trandafir care și asta are afide. Vă dați seama că dacă stropez mă pomul și trandafirul, nu, afidele se mută de pe trandafir pe pom. Um,
Mai făcut eu mai de mult un videoclip cu această metodă. Anul trecut nu am folosit-o pentru că n-am avut așa atac masiv de afide ca și anul ăsta. Acum, cei ce nu au foarte mulți pomi și nu vor să stropească chiar așa des, eu recomand această metodă. Deci eu cred eu că sunt moarte afidele, cel puțin o parte sunt moarte. Ce o să fac? Eventual o să tai crenguțele astea care sunt afectate, eventual după ce culeg cireșele aș mai putea să mai dau o stropire, dar nu mai dau, tai crenguțele astea și să crească altele noi. Timp au să crească și să se matureze. Cam atât am vrut să vă zic despre ce am făcut la acești vișini. Deci nu toți vișinii au avut această problemă cu afidele, dar na, ăștia doi au fost mai atacați. Un vișin și un cireș. Acum fiecare face cum crede. Vă salut! Arat și cireșul ăsta. Este un cireș, nu știu, e altoit pe sălbatic. În anul 4 sau 5 este foarte gros în comparație cu ceilalți doi. Nu știu, cred că i-a mers mai bine aici în locul ăsta. Am procedat la fel, am pus bandă, se observă foarte multe afide care au vrut să urce în pom. Cireșele sunt amare, așa, spre acum când sunt roșii sunt amare, când se fac negre, acolo pe vârf sunt mai negre, sunt dulci. Așa, nu sunt mari. Inițial am crezut că e cireș păsăresc sau cireș sălbatic, dar este un cireș bun. Cireșele sunt amare acum, dar peste o săptămână zic eu că vor fi mai bune. Uitați cum arată. Sunt de mărimea unor vișine, dar au un gust dulce amărui. Aceasta e metoda prin care încerc eu să salvez pomul de afide. Acesta a fost foarte afectat. L-am stropit de vreo câteva ori. Am tăiat lăstarii afectați. Acum nu-l mai stropesc, îi mai tai odată lăstare care mai au afide, dar dacă am pus banda asta nu o să mai am așa multe, nu o să mai urce în pom. Vă salut și poftă bună!